Holy moly macaroni! Hey! Ah, shit, voiam să mă pun acolo pe beacon. Bine v-am găsit, oameni buni, la un nou episod cu Brasla Haiducilor. Eu sunt Colpir, în caz de nu știați, salut, bine v-am găsit. Și dacă nu știați, în episodul anterior, fix la sfârșit, uite, de asta trebuie să urmărești toate episoadele până la sfârșit. Este foarte important pentru că eu las hinturi la sfârșit de episod sau nu chiar. E important să vizionați tot episodul, mă rog, nu mai contează asta. Ideea este că la sfârșitul episodului anterior am făcut aici o mică listă neagră cu acești membri ai Bresley: Cosma, Blushman, Dani, Puf și Deme. Și poate vă întrebați acum, Colpir, dar de ce sunt ei pe lista ta neagră? Nu înțeleg care este faza. Au contribuit fiecare cu un prank. De exemplu, Blushman și Puf. Blushman și Puf mi-au băgat 1000, 2000, nu știu câte mii de crafting table-uri în hambarul meu de la fermă. Dani, Deme și Cosma mi-au aruncat cu bolovani în shop-ul de redstone și asta nu se poate, frate, nu se poate ierta, pur și simplu. Și azi voi face destul de multe prank-uri. Unele mai ușoare, unele mai exagerate, vom vedea. Dar o să fie un episod plin cu prank-uri și nu știu ce dracu, nu mai știu controlele. Apăsam pe toate butoanele, numai pe butonul care trebuie nu apăsam. Înainte să începem, vreau să discutăm puțin despre zona aceasta. Ei bine, uite aici unde am pus cobblestone-ul ăsta. Vreau eu să fac un super smelter mișto. Nu o să fac unul ca sezonul anterior. Sezonul anterior am făcut unul foarte mare în ocean, dacă vă mai amintiți. Era bun, numai că în momentul de față nu am nevoie să smeltuiesc foarte multe chestii. Atunci aveam nevoie să smeltuiesc foarte mult glass. Asta era șmecheria, sand, ca să-l transform în glass. Dar acum o să facem unul destul de micuț, care să aibă 12 furnale și eventual, dacă o să mai avem nevoie de mai mult, putem să spargem peretele astea și să mai facem. Cât o să mă apuc eu de prank-uri și să fac prank-urile, o să vedeți după când ne întoarcem redstone-ul făcut. Știu, trist, nu o să apară redstone-ul astăzi. Ei bine, 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 o să vă explic totuși. Știu că vreți să aflați chestii noi despre redstone. O să vă explic astăzi cum am făcut totuși acel super smelter. După ce ne ocupăm de băieții ăștia care au fost răi cu mine și nu se poate să-i lăsăm așa nepedepsiți. Nu-i așa? Dani, Dani, Dani. Ce să-i facem noi lui Dani? Bă, eu m-am gândit așa puțin mai mult și am zis că el are un shop de lemn și vreau să-l ajut, încercând să îi plantez vreo câteva stacuri de sapling-uri de oak în baza lui. Sună destul de interesant, nu? Ideea este că nu am foarte multe sapling-uri în momentul de față și o altă problemă pe care o putem întâlni este, având în vedere că facem foarte multe prank-uri astăzi la foarte mulți oameni, sper să nu intre nimeni pe server. Sper să fiu eu singur ca pe single player, dar nu se poate să fie chiar așa, deci va trebui să am mare, mare grijă când fac prank-urile și cum le fac. Și da, cel mai tare mi-este frică de Blushman pentru că el este cel mai activ pe server tot timpul și asta e problema. By the way, da, asta o să fie unul dintre prank-urile pe care le fac lui Dani, adică o să-i pun foarte multe sapling-uri în bază, o să vedeți voi imediat, o să înțelegeți care este șmecheria, o să fie foarte frustrant pentru el. Dar în caz de n-ați văzut livestream-ul anterior cu Brasla Haiducilor, am făcut o mare bătălie cu Dani la 1000 de like-uri. Când am făcut 1000 de like-uri, am zis că fac... O dau parte în parte cu Dani și uite că am dat o parte în parte cu Dani și dacă vreți să vedeți bătălia, puteți să o vedeți pe episodul lui, că am văzut acolo că a postat el cum s-a bătut cu mine și da, recomand să vă uitați acolo să vedeți cum l-am bătut. Spoiler alert, l-am bătut. Uite că am făcut rost și de lemn așa.
avem 3 stack-uri și 40 de sapling-uri. Eu zic că este destul de bine, o să vedeți cum o să arate 3 stack-uri și 40 de sapling-uri în varianta mare. Acum o să vedeți. Și îmi place aici cum a făcut puf locul ăsta. Îmi place că a făcut display-ul ăsta. Pur și simplu poți să te uiți la albinuțe cum lucrează. E prea șmecher, prea șmecher ce a făcut aici. E o fermă automată de albine, nebuneli, mamă. E fain tare acest cave, numai că Mamă, mai trebuie muncit aici, dar hei. Ok, ce-s cu aia? Ok, amețesc, nu! Bun, unde stă Dani? Unde stă Dani? Avem nevoie de niște... Bă, dacă îmi amintesc eu bine, hai să o luăm așa pe ghici. Din câte știu eu, Dani stă undeva în partea asta. Aici e Dorin, mă rog, fostul Dorin. Rachete, rachete, rachete și să sperăm că nu intră Dani. Dacă o să intre Dani, o să fie foarte jenant. Nu știu cum să... Niciodată nu mi s-a întâmplat asta, dar sunt sigur că la un moment dat o să se întâmple și o să fie oribil. Gen, să intre cineva când tu îi faci prank. Cred că e cea mai oribilă chestie pe care se poate întâmpla vreodată. Gen, n-ai cum. Cum o dai? Ce zici? Ce faci? Fugi? Pleci? Ești de pe server? Care-i șmecheria? Ce poți să faci mai departe? Unde e baza lui Dani, bă? Asta o fi baza lui Dani. Ia-i, mâncăm și din tort. Cum să nu-i mâncăm? Ok, am mâncat 2-3 felii. Da, pare a fi baza lui Dani, cu steagul României aici, aparent. Văd acolo un crafting table, trebuie să-l iau neapărat. Ok, mulțumesc. Și undeva într-o direcție, nu mai știu care. Aha, asta e perfect. Ia uite bucii aici. Aoleu, stai să vedem cum o calculăm pe asta, că e mai complicat așa puțin. Băi, eu m-am gândit în felul următor. Punem dirt pe aici, pe unde este glass-ul și o să punem copacii. Pur și simplu. Nu cred că o să-i dăm foarte mare damage. Damage nu-i dăm. Uite, bă, câte crafting table-uri sunt aici. What the fuck? O să punem dirt-ul, uite, așa frumos. Și după plasăm sapling-urile în modul acesta. Gen, nu le lăsăm spațiu între ele absolut deloc. Pur și simplu o să crească o grămadă de copaci unul în altul și o să fie... o să fie... foarte mișto. Hey, și asta este planul. Și hai să vedem cum arată baza lui în momentul de față. Arată bine, dar cred că pot să îmbunătățesc cu niște verdeață. What? Atât? Asta înseamnă 3 stack-uri aproape... Nu, 4 stack-uri aproape... Atât înseamnă? E prea puțin. Nu se poate, domnule. Trebuie să mai facem rost de sapling-uri cumva. Dani, ai cumva niște sapling-uri să te ajut? Dani? Au, mamă, nu pot să cred că e pe jumătate făcut prank-ul. Nu pot să cred așa ceva. Numai colpir poate să se întâmple. Numai mie mi se poate întâmpla așa ceva. Ok, bine. Putem să mergem la... Nu s-a terminat. Nu vă panicați. Uite un crafting table. Stai puțin. Așa. Dragonel trebuie să aibă el ceva acolo. Las că știu eu, trebuie să aibă ferma aia de copaci și sigur are sapling-uri. Furăm sapling-uri de acolo și vedem noi cum facem rost și le dăm înapoi cumva. Nu știu dacă v-am arătat asta până acum, dar dragonul a făcut o chestie foarte șmecher aici. Ia uitați, în sfârșit nu mai mor pe tunelul dragon. Nu știu dacă știți, dar am murit de foarte multe ori pe tunelul dragon. Cel puțin de vreo 3 ori, cred. Oh shit, oh my god. What? Asta era ferma lui de lemn. Arată diferit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bă, 9, 10, hai, vedem noi cum le recuperăm. Oricum e ok atâta pentru o fermă de... Este! Bun, putem să continuăm prank-ul. Mulțumesc, dragon, ai făcut parte din acest prank. Practic ești complice în momentul de față. Oh, nu, îl omor. Sau moare el singur. N-am să-l salvez, chiar n-am să-l salvez. Ok, hai să plecăm. Hai înapoi la Dani repede până nu intră pe server. Nu știu de ce mi se pare că parcă intră pe server în câteva minute, dar probabil stă acasă liniștit și face altceva. By the way, nu știu de ce n-am făcut asta de la început. Puteam să mergem direct la dragon, dar hei, na. Credeam și eu că este 4 stack-uri din alea. Credeam că, mamă, e umplut toată baza de sapling-uri, dar nu e chiar așa. Bun, hai să continuăm ce am început, pentru că asta e nimica toată pe lângă ce urmează. Thank you.
Normal că am dat fail și iarăși am rămas fără sapling-uri și am fost încă o dată până la Dragon și îți mulțumesc din nou, Dragon, pentru atâtea sapling-uri. O să vedem noi cum facem. Dar mă uit așa la băiatul ăsta, are 50 de paturi, 50 de ender chest-uri și 100 de crafting table-uri prin zona asta, toate puse random. Why, man? Why? Credeam că Dani nu e așa. Credeam că el nu face din astea. Și văd că sunt foarte mulți monștri, așa că o să mă duc în direcția asta să se despauneze și după vine înapoi acolo. Sper că s-a despaunat, pentru că n-am chef să explodeze vreun creeper atâția copaci. Este incredibil, frate, că am plantat atâția copaci. Eu susțin natura. Eu susțin natura, este un loc lipsit de viață aici și am zis că trebuie să aducem noi puțină viață. Și da, cam asta este șmecheria. Hai să punem și ultimele sapling-uri. And there we go. Yes, baby, yes. Deja încep să am puțin lag. Ceea ce, na, bine, eu am și un calculator mai slab, un laptop slab, nu e problemă, dar nici sigur nu o să aibă lag, deci o să fie bine. Uite încă un pat, incredibil. În orice caz, acum cât o să stăm puțin AFK pe aici ca să crească toți copacii, pentru că după dacă vine Dani și o să vadă sapling-uri, o să facă ceva genul trrrr, imediat și o scăpa de ele, easy peasy. Dar nu, noi vom sta puțin timp AFK aici ca să crească toți copacii, sau marea majoritate, să sperăm. Așa că, da, cât timp o să facem chestia asta, vreau să, aparent acolo este chest room-ul lui, vreau să-i adaug câteva chestii minuscule așa, care să-l deranjeze. În episodul anterior am făcut un shulker box special cu chestiile astea, știi? Și mai am și niște redstone și cred că putem să facem... Ah, dar nu, nici nu-mi trebuie redstone. Stați că vă învăț o chestie, un clock mult mai interesant, cu observere, un bell... Sand și cactus. Cred că astea sunt toate chestiile de care ai nevoie ca să faci un prank mai interesant. Adică nu-i prank, e așa ceva enervant care trebuie să... O să vedeți voi. Deci este foarte simplu. Trebuie să puneți un sand ca să puneți cactusul după pe el. Și acum va trebui să punem bell-ul. O să punem bell-ul, uite aici. Așa, să sperăm că e ok. De fapt, cred că vreau să-l pun așa. Bun, perfect. Și acum observerul trebuie pus cu fața înspre cactus. Adică cactusul să crească undeva aici. Aha. Deci asta va trebui pusă nu aici. Oh my god. Of, redstone cu colpire. Hai bă, colpire. Ăla-i, ați văzut? Ei bine, și atunci când va crește cactusul... Stați să pun cactusul, că nu mă lasă să pun cactusul. Acum ar trebui să pot să pun cactusul. Bun. Când o să crească cactusul, o să... Nu o să poată să crească, dar o să dea un semnal la observerul ăsta și o să facă... Ăsta urât, o să facă... Dâng! Așa, random, știi? Și o să fie destul de rară chestia asta, dar nu contează, pentru că o să fie destul de enervant și greu de găsit în același timp. Bun, și acum o să mă prefac că ies pe aici ca să pară că am ieșirea în altă parte. Da. Sunt curios, sincer, dacă cât mai stau aici o să prind pe filmare dingul ăla și o să vedeți că o să fie gen What? De unde naiba s-o auzit, știi? Și o să-i fie foarte greu să ajungă la acel clopot unde l-am ascuns și o să fie foarte interesant. Și asta o să facem la mai mulți haiduci astăzi. Cei de pe lista neagră, bineînțeles, și o să punem și din astea, o să facem și clock din ăla mai periculos. Astea sunt niște mici prank-uri care să fie acolo așa subtile, să nu fie cine știe ce, pentru că sunt așa de mulți oameni care trebuie să le facem prank astăzi, așa că nu avem cum să facem cele mai mari prank-uri. Ăla e în mare parte un prank mare și o să mai vedeți mai încolo alte prank-uri mai măricele. Hei, domnul Creepereanu, ce faci? Hai să vă arăt ce vreau să-i mai fac lui Dani acolo. Vă arăt pe insula asta tot așa în apropiere de el. Deci, ce o să facem noi? O să facem ceva de genul ăsta. O să-i punem apă, uite aici. A? După, punem TNT-ul aici, punem un bloc de gras înapoi și o să punem un pressure plate. Hei, și el când o să treacă pe pressure plate, că nu știu dacă o să treacă neapărat, de asta am zis că merge mult mai bine la o ușă, dar merită încercat acolo, poate îl speriem cumva. Și el când o să treacă, o să activeze asta. Și pur și simplu o să cadă... O să cadă în apă acel TNT și nu o să dea niciun damage, adică nu o să distrugă absolut nimic. Uite, vezi, totul a rămas absolut la fel. Și asta este șmecheria. Vreau doar să-l sperii pe Dani în modul acesta. Așa că o să mergem acolo unde sunt trapdoor-urile. Și
cred că, adică nu-s trapdoor-uri, sunt fence gate-uri. O să punem și din astea astăzi pe la toți haiducii. Nu vreau să vă prezint asta de fiecare dată, așa că la ceilalți o să fie mai mister decât aici. O să-l punem, uite aici, TNT-ul, foarte easy, foarte peasy. Așa, și aici era un coarse dirt. Bun, perfect. Și aici o să punem acest pressure plate și pare că, bă, sincer, nici nu prea se vede din cauza că este un pressure plate de jungle. Se potrivește așa și s-ar putea să treacă așa random, fără să-l observe și să audă o bubuitură de aia și o să zică ce se întâmplă? Bam, și de fapt nu se întâmplă nimica. Vai de viața mea, ce se întâmplă aici, domnule? Oh my god. Oh my god, săracul Dani. Ok, mai stau să campez puțin și mergem la următoarea victimă. Hai să mergem și la Deme și să le enervăm cu câte ceva. Nu am prea multe idei pentru Deme, din păcate. Chiar nu mi-au venit niște idei extraordinare, dar cu siguranță putem să le enervăm. Asta e sigur, adică cât de greu poate să fie să enervezi un om pe Minecraft. Oh my god, Jesus Christ, no. Bă, băieți, ce se întâmplă aici? Oh my god, bun, am scăpat. Ia să vedem ce e aici. Bine ai venit, ai grijă să nu te rătăcești. Wow, presimt că o să mă rătăcesc, nu știu cum să vă zic. Unde este portalul lui Deme? Baza Deme. Păi, cum l-am nimerit eu din prima, nici nu știu, da, e perfect. Ok, mi-amintesc de baza lui Deme, mi-amintesc că i-am făcut un prank cu toți haiduci acum ceva timp, unde am pus toți follow la Instagramul nostru, by the way, follow la Colpirix, mulțumesc. Mi s-a dus patul în cealaltă dimensiune. Oh my god, dăm patul înapoi. Pentru că am fost răi atunci cu el, eu zic să nu fim așa de răi tura aceasta și să-i punem niște clopote, nebuneli și chestii de genul acesta. Baftă în cursă pentru notar. Interesant. Hai să vedem unde... Oh, încă o păstrat astea, bă, ce drăguț. Da, încă scrie follow pe ele. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar pe la începutul sezonului eu i-am adus aceste două vaci și le-o păstrat de atunci Deme, deci foarte frumos din partea lui și, by the way, ăsta este a meu. Nu știu unde își petrece el timpul cel mai mult. Ce-s cu alea, what? Ce-s cu prințesele astea aici, what the fuck? Aparent cineva i-a făcut un prank, nu știu cum să vă zic. Cineva i-a făcut un prank și cred că o să fie double prank. Nu, deci n-am cum să nu fac chestia asta. Este una dintre cele mai clasice chestii pe care le am eu. Este prankul meu cel mai... The way to go, you know? Asta e preferatul meu și va trebui să-l facem. Că vreți, că nu vreți, eu o să-l fac. Și nu mers, fac. Imediat. Exact, perfect. Ok, deci partea cea mai bună este că... Oh my god, ce se întâmplă aici? Oh, câte chestii sunt. Oh my god, what the fuck? Mamă, n-am mai fost de mult pe la bazele haiducilor și mi se pare mișto tot timpul să mă plimb pe la bazele lor. Cea mai șmecheră fază este că este plin de prank-uri. Adică, uite puțin ce-s cu capetele astea de prințesă aici. Și sunt sigur că... Bine, sunt aproape sigur că o să dea vina pe persoana care a pus capetele. Deci, probabil eu o să scap lejer și nu o să-și dea seama niciodată că am fost implicat și eu aici. Și da, încă nu am terminat. O să mai pun, cum am pus la Dani, faza aia cu cactus. O să mai pun pe aici, undeva, prin baza lui, pentru că nu vreau să fie doar zgomotul ăla, care o să fie destul de greu de găsit în orice caz. Ok, o să mai adaug câteva chestii de genul acesta. Mai bine nu vă arăt. O să fie surpriză pentru el și credeam că v-am zis asta, dar o să vă zic din nou, dacă n-am zis-o până acum. Să mergeți la oamenii ăștia la care am făcut eu prank-uri și să vă uitați la reacțiile lor. Nu doar să vedeți prank-urile cum le fac eu, trebuie să vedeți și reacția lor. Cred că o să fie mult mai amuzantă reacția decât ceea ce fac eu acum, dar mă rog. Trebuia să vă arăt asta pentru că, iarăși, e ca și cum nu-i vina mea, n-am fost eu să fac prank-uri aici. Pur și simplu, când o să vină să scoată capetele astea de prințesă de aici, de la skin-ul lui, pur și simplu o să treacă din greșeală peste chestia asta cu TNT-ul pe care am mai făcut-o și la Dani. Stați puțin, imediat să scot un TNT. Mamă, câte chestii am aici. Așa, punem ăsta frumos, punem blocul ăsta și pressure plate-ul ăsta și nu o să-l observe. Stați să vedeți și când o să treacă o să facă stai, îmi distruge picioarele la skin și bă, o să fie mișto. Bun, gata, hai să plecăm la următoarea victimă. Următorul pe lista mea neagră
este domnul Cosma și n-am fost niciodată la baza lui. Sunt curios cum arată baza lui în primul rând. Nu știu în ce... Cred că în direcția asta trebuie să mergem. Și mă gândesc că tot așa o să fie ceva mai light, cu toate că nu merită să fie ceva foarte light. O să fie câteva chestii periculoase. Vom vedea cum o să reacționeze acum la ele. Deci totul depinde de el în momentul de față. O să facem și ceva mai rău. Bă, dar mergem în direcția bună. Nu cred că mergem în direcția bună, sincer. Oh, nu! Oh, nu! Vai. Mamă, ce urăsc Nether-ul. Oh, my God. Hai că am găsit un portal în sfârșit, dar este un adevărat mister ce se întâmplă pe aici. Da, pare a fi zona lui. Da. Trebuie să analizăm zona. Este puțin laggy pe aici. Oh, my God, cât bambus e. Trebuie să analizăm puțin zona asta. Uite, un crafting table, pot să-l iau? Nu îl iau pe ăsta. Cu toate că e așa șmecher și aș vrea să-l iau. Dar în schimb l-aș lua pe ăsta. Dar cred că el decorează cu crafting table-uri, așa că nu știu dacă e cel mai frumos din partea mea să să fur crafting table-urile astea, că na, nu știu. Uite, vezi, sunt așa de multe încât eu mie îmi vine să le iau, dar parcă decorează cu ele și nu e prea frumos din partea mea. Și acum mă gândesc eu Unde stă el cel mai mult? Unde petrece timpul? O fi oare în insula asta mare? Sau un copac? Nu. Cred că în insula aici, cred că aici aș petrece el timpul. Nu știu, trebuie să mă uit foarte bine unde are chesturi. Are uși din astea, dar dacă nu e nimica în interior, înseamnă că nu e nimica interesant. Bun, deci trebuie să căutăm alte uși unde ar intra. Uite-o la mă, bandit. Bă, măcar așa mă uit și eu la construcțiile celorlalți haiduci, adică e șmecher. Uite puțin ce e ăsta, un villager răufăcător. Mamă, și insula asta e super mișto. Și aparent urmează și un copac foarte mare. Da, dar lăsând asta la o parte, lăsând laudele, am venit aici să distrug chestii. Unde găsesc acel chest room, dacă există vreun chest room? Cred că am găsit ceva. Aha! O fi asta un fel de un loc unde stă și își prepară el chestiile? Pare un loc de genul, nu? Cred că știu ce ar trebui să fie aici. Freaky room, am înțeles. Ok. Da, aici pare un loc destul de important pentru el, gen. Sigur vine să-și mai ia niște lână, cred. N-ai cum, frate, unele crafting table-uri trebuie să le luăm, că nu, n-ai cum. Deci, pur și simplu, sunt anumite locuri unde nu merge crafting table-ul și vine colpir și îl fură. Asta este parte din prank, Hai să dormim repede. Ok, deja m-am gândit la prima chestie pe care putem să o facem aici la Cosma. Este singurul unde putem să plasăm aceste end crystal-uri. Fiți atenți, oameni buni. Deci, orice ar fi, trebuie să le folosească, trebuie să le explodeze la un moment dat, pentru că o să trebuiască să facă acest copac foarte, foarte mare, da? Și ori o să le umple cu frunze, ori o să le explodeze și o să trebuiască să facă creanga din nou. Dar stai puțin să plasezi. De fapt, e plasat destul de... Stai. Nu. Plasăm undeva... Uite aici. Așa. Deci sunt câteva modalități de a scăpa de acest end crystal. Unul la mână, din câte mi-amintesc eu, am văzut eu niște chestii, poți să-l muți cu pistonul. Chestia asta poți să-l muți cu pistonul. Ei, noi scoatem acum acest obsidian și pur și simplu ăsta o să plutească foarte bine și mersi aici. Și acum când o să vină Cosma o să se întrebe, bă, ce e asta, bă, dacă dă click dreapta pe el? S-o cam dus, o cam explodat Cosma. Așa că treaba lui, o să-i testăm abilitățile de Minecrafter, sigur trebuie să știe el că explodează chestia asta. Practic, în momentul de față, din câte văd eu, copacul lui nu este terminat, dar cred că o să-i opresc puțin procesul de a fi terminat, adică îi mai distrug puțin câteva crengi, punând câteva end crystal-uri. Nu este cel mai rău prank ever, dar hei... Este singurul loc unde pot să pun aceste end crystal-uri. În altă parte nu prea am unde, că dacă le-aș pune în altă parte aș distruge mult mai multe chestii și nu vreau să fac chestia asta. Așa că o să le punem, uite aici, așa frumos, să distrugem crengile copacului. Suntem răi, am plantat azi o grămadă de copaci și astăzi
în același timp distrugem o grămadă de copaci. Bine, distrugem copacul sursă, copacul mamă. Ok, ok. Deci am împodobit copacul lui Cosma cu niște end cristaluri. 3. N-am fost așa de rău. Aș fi putut să mai pun încă unul acolo, dar nu am la mine. Lăsăm asta aici, cine știe ce se va întâmpla, să sperăm că o să le observe. Și acum ar trebui să-i pun o chestie, cum i-am făcut lui Deme, ar trebui să-i pun și lui pe undeva. Și cred că acolo unde sunt chesturile alea, câteva câte erau, acolo cred că o să punem o chestie de genul ăla. Și prin orașul ăsta o să mai cercetez eu iarăși și iarăși o să mai pun niște chestii din alea pe care le-am pus cu timerul ăla cu cactusul. Știți voi despre ce vorbesc eu. Cine știe unde am ascuns eu aceste sunete? Cine știe oare? Habar nu am. O să lăsăm pe Cosma să descopere, să vedem cum o să reacționeze. M-am gândit să-i facem uite aici la intrare. Punem faza aia cu TNT-ul. Cred că s-ar speria destul de tare, aș zice eu. Așa că o să punem acum... Ce e aici? Punem dirt. Punem dirt, asta este... Și pe dirt o să punem niște pressure plate-uri și atunci când o să vină, o să fie destul de speriat. Dar mă gândesc că ar trebui să facem asta fix atunci când plecăm din zona asta. Da, bun, păi atunci o să o facem. Asta e alarma de incendiu cumva? What? Eu aș zice că am fost blând și cu Cosma, dar cu următorii doi, cu siguranță nu voi mai fi. Adică, domnul Blushman și domnul Puff o să primească un prank puțin mai special. Din păcate, nimeni nu m-a contactat cu chiria la etajul 2 de la shop-ul de redstone. Foarte trist. Nu mă așteptam, sincer, să mă contacteze lumea. M-a contactat Blushman, dar am zis că nu, pentru că am nevoie de cineva care știe să facă redstone, nu să distrugă chestii. Ok? Și l-am refuzat pe Blushman, din păcate. Am mai făcut eu, cred că, niște vânzări pe aici, nu? Nu, n-am făcut nicio vânzare. E bună treaba. În orice caz, primisem o idee foarte bună de la voi. Să facem la etajul 3 un birou pentru mine și pentru cine o să mai vină aici. O să avem birou la etajul 3. Foarte bună idee de proiect. O să facem asta în episoadele viitoare cu siguranță. Și am venit aici la zona de shop-uri special pentru a face puține provizii. Pentru că, după cum am zis, trebuie să facem ceva special domnului Blushman și domnului Puff. Mai ales domnului Puff. În orice caz, voiam să vin aici să mai cumpăr niște beluri, să am eu acolo, că mai mă joc eu cu ele, mai trebuie să punem și din astea, nu? Dacă tot a fost o tematică în acest episod. Și cât costă, bă? Un clopot, un diamant. By the way, odată am explodat aici și de asta nu sunt aceste carpeturi aici, pentru că o explodat un creeper aici odată. Îmi pare rău, Cipri, dacă te uiți la episodul ăsta, dar n-aveam carpeturi să-ți pun la loc. Sorry, man. Am ajuns și la omul nostru, Blushman, cu care fac o serie super, super mișto, în caz de n-ați văzut-o până acum. Vă recomand să vă uitați neapărat la Build Battle cu YouTuberii și s-ar putea să fie finala sau s-ar putea să nu fie finala pe canalul lui, nu se știe. Ori sunt 4 episoade, ori sunt 5 episoade, așa că am să vă rog să intrați și pe canalul lui și pe canalul meu să vă uitați la Build Battle cu YouTuberii, pentru că este o serie chiar foarte șmecheră. Discutăm despre chestii random și interesante în același timp. Și nu numai că facem chestia asta, mai și construim chestii mișto și voi trebuie să votați. Deci dacă n-ați văzut asta până acum, vă recomand să căutați pe YouTube Build Battle cu YouTuberii și aveți acolo un playlist cu videoclipurile lui și videoclipurile mele. Așa, și acum să-i facem prank-ul, nu? Trebuie să-i facem și lui un prank foarte mișto. În primul rând trebuie să apreciem baza lui, uitați-vă puțin ce mare și frumoasă. Și o altă chestie pe care trebuie să o apreciem este că este foarte muncitor și pentru că este foarte muncitor înseamnă că are foarte mulți subscriberi. Are undeva ca mine, nu? 100 și ceva de mii de subscriberi. Suntem la același nivel noi doi. În orice caz, m-am gândit că, bă frate, cum pot să-mi fac eu promovare decât într-un mod foarte mișelesc, aș zice. Așa că o să vedeți acum că voi scrie ceva pe baza lui și voi mai adăuga încă puțină sare și piper. Dar hai să vedem cu un mic timelapse, bineînțeles.
misiune completă. Subscribe to Colpir. By the way, Blushman pute. Și un pup emoji. Mamă, nu pot să cred că am avut timp să fac toată chestia asta și să nu mă prindă nimeni. Nu pot să cred că sunt așa de fericit, că nimeni nu este pe server și toată lumea este plecată. Mai ales Blushman, care este tot timpul pe server, asta mi se pare incredibil. Și acum, dacă nu înțelegeți de ce am scris by the way, Blushman pute, este foarte simplu, pentru că Blushman s-a gândit să facă o glumă acum ceva timp și mi-a mutat sătenii în hambar și a scris Blushman, nu, a scris așa, Colpir pute. Și după am venit eu cu o glumă pe livestream și am modificat. De fapt, stați să vă arăt. Oh, probabil voi nu știați chestia asta, dar am eliminat complet acest sat care era aici, care nu mai are sens să zic acest sat, pentru că tot satul s-a mutat fix în hambar. Așa, și pusese el Colpir pute, Colpir pute la toți ăștia, știi? Și am zis că stai că fac eu o glumă pentru livestream-ul meu și că toată lumea a început să-mi zică vezi că ăsta, Blushman ți-a făcut ceva. Și am pus eu Blushman pute la toți ăștia pentru că zice aici așa. Am venit să mut năsoșii, iar după ce i-am ajutat cu mutatul au început să strige ceva în cor. Vezi tu ce vor? Xoxo Blue. Oh shit. Așa. Și el de fapt pusese Colpir pute. Dar surpriză. Surpriză. Colpir ți-a întors. Ți-a întors prank-ul, Colpir. Este, sunt un adevărat priceput în a întoarce prank-urile. By the way, am făcut și terraforming pe aici, era o grămadă de gropi. Am avut un livestream foarte productiv în ziua respectivă. Ar trebui să mă duc înapoi puțin până la Blushman să mai pun câteva chestii. Bă, frate, la cât am zburat azi, am rămas și fără rachete, deci pur și simplu trebuie... Am consumat o grămadă de diamante pe materiale, mamă, am stat să vedeți ce trebuie să-i facem și lui Puf. Oh my god, cred că o să iasă un episod foarte, foarte lung. Și by the way, am folosit toate crafting table, adică nu toate, am folosit crafting table-urile pe care le-a folosit el la prank-ul meu, la prank-ul pe care l-a făcut el, mă rog, și acum i-am întors prank-ul super, super bine, numai că mai am încă câteva stack-uri de crafting table-uri cu numele prank, dar este ok. Bun, mergem înapoi la Blushman și încercăm să mai punem ba un clopot, ba o nebunie din aia, știi tu, semnătura mea. Deci dacă vă întrebați de ce o durat așa de mult să apară un episod din Breasla Haiducilor, este din cauza asta, pentru că am făcut 5 prank-uri astăzi. Bine, momentan am făcut 4, dar urmează și al 5-lea imediat, unul care aș zice că e cireașa de pe tort, o să vedeți imediat. Unde putem noi, oare intră Blushman în locurile astea, întrebarea este? Că din câte știu eu, casele astea sunt făcute așa, dar nu intră în ele. Sau intră în ele. Și am găsit și chest room-ul, înseamnă că putem să punem pe aici prin apropiere câteva clopote, cumva, nu știu unde, ori pe aici, ori pe acolo, 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 ori pe acolo. Da, revenim imediat. Blushman, cred că ar trebui să-ți faci un chest room la un moment dat, totuși ai dita mai baza și toate chestiile astea, cam ți-ar trebui un chest room să nu mai ai toate chestiile astea așa, da. Recomand. Ok, îi mai punem vreo 2-3 din astea și după plecăm. Nu mai are rost să-i facem altceva. Este destul acel semn pe care l-am pus pe bază. Am uitat să fac. Aoleu, stai că fac acum. Sunt curios dacă reușesc să fac chestia asta. Stai puțin. Nu vreau să-i las așa cu ochii de cobblestone. Vreau să pun aia și acum. Bă, expert în elitra, bă. O să rămân fără rachete. Holy shit, în sfârșit. Bun, acum să terminăm grafitiul pe care îl începusem. Yes, acum are două fețe acest pup face. Super, super. Da, hai să mergem la... De fapt, ce să mai... Hai să trecem direct la timelapse. Nici nu vreau să vă zic despre ce este vorba. O să vedeți direct care este faza cu prank-ul. Cipri, ce m-am speriat. O să vedeți direct care este faza cu prank-ul pentru Puf. We'll be right back.
Deci pur și simplu zici că e un film ceva, aici se întâmplă o acțiune foarte, foarte șocantă. Un rechin atacă corabia de pirați, dacă o fi ăștia pirați. A, da, cred că sunt pirați, cu siguranță. Eu zic că acest rechin arată incredibil, sincer să vă zic. Aș fi vrut să-i modific mai multe chestii, dar până la urmă n-am mai modificat nimic și, by the way, cred că ar fi ok să menționez, dar probabil știați asta deja, nu am creat eu acest rechin, adică eu l-am construit, dar nu a fost din capul meu făcut. Nu știu dacă vă mai amintiți de băiatul ăla care... M-am ce mișto arată, nu pot să cred. Mai țineți minte băiatul ăla care a făcut dragonul pe care l-am făcut eu la shop? Ei, la dragonul ăla măcar i-am modificat eu blocurile și am zis să-l fac eu mai diferit, dar la ăsta chiar nu aveam ce să modific, pentru că nu mergea nimica schimbat la el. Cobblestone-ul este perfect ca și Souls, dacă prechinul are Souls, I don't know, are Souls? Nu știu, nu mă interesează, ideea este că se potrivește perfect cobblestone-ul. Aici, la Branhi, am decis să rămân cu aceste bricuri pentru că sunt așa câteva linii albe perfecte și am încercat inițial cu granit să schimb, dar nu, este perfect așa cu aceste bricuri. Bun. Ce am mai încercat eu să fac? N-am mai încercat nimic ca să fac, pur și simplu aici este făcut din cuarț, din mult, mult glass ca să pară că este... un splash aici, pur și simplu sare din apă și este foarte mult glass și foarte mult, da, doar glass, alb și de ăsta. Mai sunt și concret alb, care nu înțeleg exact ce ar trebui să semnifice, dar așa era. Așa era și am zis că așa îl iau. By the way, aveți link în descriere către canalul băiatului respectiv și o să găsiți acolo în descrierea episodului lui. De fapt, o să aveți link în descriere către... episodul lui cu dragonul și acolo puteți să instalați harta lor și sau lui, harta lui și de acolo am găsit și acest rechin și am zis acum câteva episoade, nu știu dacă sunteți, dacă vă mai amintiți, dar am zis acum câteva episoade de acest rechin, vi l-am prezentat în episod chiar și am zis că ce tare ar fi să-l fac undeva pe breasla haiducilor și am găsit locul potrivit și momentul potrivit pentru că trebuia să fac un prank și domnului Puff, care, acum dacă stau să mă gândesc, nu este chiar cel mai mare prank, este mai mult așa de înfrumusețarea zonei, dacă stai să te gândești, adică se spawnează el, ajunge aici din craniul lui și se uită, mamă mia, uite ce interesant, putem să facem chiar povestea în felul următor. Aici era zona mea de hipioți cu de-astea, cum se cheamă, cu ciuperci, cu nebuneli, magie, nebuneli și am invocat un rechin și a venit rechinul și a distrus această corabie de pirați și este un mic război cu pirații pe aici sau poate se aliază, cine știe, în orice caz. Putem să ne jucăm foarte frumos cu povestea acestui loc minunat și magic, după cum bine știți, sunt o grămadă de chestii random pe aici. La un moment dat o să vreau să transform toate ciupercile în modul acesta, cum este ciuperca asta de aici. O veni și extraterestri, dacă vă mai amintiți. Este incredibil locul ăsta. Un clopot sau ceva trebuie să pun și la baza lui Puff, că nu putem să lăsăm pe el să nu aibă. Și vreau, înainte să mergem la baza lui Puff, să trecem pe la domnul Plushman, pentru că am primit în sfârșit un trident pe mâna mea. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar în sezonul trecut i-am promis eu că, adică nu că i-am promis, am fost plătit să-i găsesc un trident să vadă de looting, nu mai țin minte care era faza și n-am găsit până atunci. Mi-a dat Dani un trident când ne-am bătut atunci. Mamă, câte chestii s-au întâmplat și trebuie să vă povestesc, Doamne iartă-mă, simt că am povestit tot episodul despre chestii. Așa, și acum pentru că în sfârșit am reușit să iau tridentul cu mâna mea, cu sabia mea, vreau să îl duc acolo lui Blushman și da, să-mi termin cu datoria, practic, pe care am avut-o la el, pentru că i-am zis că îi dau trident sezonul trecut. Așa că ajungem din nou la clasicul semn cu subscribe to Colpir, by the way, Blushman pute, foarte frumos din partea noastră, ce pot să zic, și putem să-i punem aici un chest cu tridentul și să fie... frumos din partea noastră, nu? O să-i scriem și un mesaj, dacă am pe ce să-i scriu un mesaj. Tridentul din sezonul trecut a ajuns într-un sfârșit. Și aici i-am lăsat tridentul. În sfârșit ne-am plătit datoria. Hai să mergem puțin până la Puff acolo, la baza lui nouă. Și după să mergem la Super Smelter-ul
pe care l-am făcut, adică l-am făcut, dar nu i-am făcut niciun design și sper să reușesc să-i fac un design cât de cât decent astăzi. Problema este că nu mai știu unde stă Puf, doar am fost acum ceva timp la el și nu. Oh, nu, chiar nu mai știu unde stă Puf, mă plimb aici de ceva timp și nu mai știu unde stă și nu este niciun semn, asta este problema noastră. Hai duci ăștia, nu scriu niciun semn pe unde și pe cum să mergem. Da, mă dau bătut, nu știu, chiar habar nu am, numai el știe unde stă și da, asta este, o scăpat, nu mai are niciun clopot. Bine, hai să mergem la baza mea, să vă arăt acel super smelter care este foarte ușor și după să ne gândim și la un mic proiect, mic design, voiam să zic, da, un mic design și pentru aia ca să arate puțin mai interesant, vreau să fie un fel de furnal mare acolo și vreau iarăși să văd. Mamă, ce mi-apar erorile astea de la OpenGL? Eu zic că prank-ul ăsta chiar a fost cireașa de pe tort din 5 prank-uri astăzi, boys. 5 prank-uri pe server. Cine a mai făcut 5 prank-uri într-un singur episod? Bine, unele au fost foarte mici, vă dați seama, dar totuși, 5 prank-uri. Și acum să sperăm că nu o să fim atacați din nou. Asta este foarte important, pentru că sper să-și amintească, de exemplu, Dani intrase pe server și a scris el ceva în genul cu oh, fuck, mi-am luat prank, nu știu ce. Și na, eu n-am zis nimica și nu cred că și-o dat seama că am fost eu. Puful scoate în Cosma, Blushman, Dani, DM și gata cu lista neagră. Bun, și după cum ziceam, sper că și-o dat seama că ei au început și eu practic am întors chestia asta. Adică acum să sperăm totuși că nu o să ne atace din toate direcțiile, că n-ar fi prea frumos din partea lor. Eu sunt singur, ei sunt 5. Nu-i prea amuzant? Așa, și am făcut acest super mega fucking smelter care are doar 14, cred, furnale. În orice caz, este destul de ușor de făcut, nu este mare chestie aici, o să vină un buton care duce către, ia să ne uităm, astea de sus. Da, deci aici putem să punem sand, în partea asta o să punem sand și ce vrem să smeltuim și în partea cealaltă o să punem combustibilul care o să vină, uite aici, foarte frumos. Este așa de ușor de făcut un super smelter de genul ăsta, nici n-aveți voi idee. Bun, și acum tot ce trebuie să fac eu este să mă duc pe creativ, să petrec câteva ore gândindu-mă la ce design să fac eu aici sau măcar să schițez un design dacă nu vreau să fie full, pentru că nu știu dacă o să pot să fac designul full. Pentru că trebuie să potrivească cu toată camera și încă n-am, nu știu, care e ideea camerei complet. Așa că o să facem o mică schiță și posibil să fie modificat pe viitor. Mai trecem la un timelapse pentru că noi nu-s destule 15 timelapse-uri azi, hai să facem încă unul. De ce nu? Cel mai mare miner colpir ăsta. Ia uitați puțin cât cărbune am aici, oh my god. Păi, sincer, este perfect. Cărbunele ăsta vine super bine în momentul de față. Dacă tot avem un super smelter, eu zic că merge perfect. Avem nevoie de combustibil, nu? Ia să vedem câte stacuri au făcut colpirul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aproape 10 stacuri cât am zis și eu. Am o problemă, boys. Este aici undeva... Undeva există un bloc unde se spawnează creeper și tot timpul tot timpul când ies din camerele astea sunt ceva genul e cineva? Deci ies cu o frică și intru cu o frică în baza asta, nici n-aveți idee. Mi-e frică să mă uit la fiecare colț. Zici că nu-i baza mea, zici că e total baza altcuiva. Dar mă rog, am reușit să fac acest minunat super smelter. Ce interesant arată, nu? Cât de cât mie mi se pare interesant. Numai că nu știu cu ce pot să mai combin. Uite, mă gândeam acolo, ar fi mers Basalt Delta. Nu, stai, ăla-i biomo. Basalt. Ar fi mers basalt, asta voiam să zic. Dar numai că nu se combină bine basaltul cu nicio bucată de stair, nicio scară, știi? Și asta mi se pare puțin cam aiurea. Dar în mare parte, după cum ziceam, aici o să fie un lever, acolo o să fie tot așa unul și
manetele alea simple, pam, pam, și punem tot ce avem nevoie. În momentul de față nu am, dar pot să fac imediat. Cea mai mare problemă în momentul de față este că nu avem ce să smeltuim, dacă asta ar fi o problemă, nu știu. Dar totuși am puțin fier să îl pun la smeltuit aici și să vedem dacă funcționează această chestiuță pe care am făcut-o. Și aud un baby zombie și am spart o grămadă să-l caut și nu l-am găsit. L-auziți și voi, nu? Probabil e jos, nu știu. Oricum sunt câteva cave-uri prin... da... îl urăsc. Hai să vedem, bă, dacă funcționează ce am creat eu aici. Ar trebui să funcționeze și dacă aveți niște idei mai bune cum putem să-l facem să arate mai șmecher de atâta, vă rog frumos să lăsați acolo comentarii și să-mi ziceți care este șmecheria. Bun, hai să spargem și asta. O să punem tot cărbunele ăsta. Bun, bun, bun. Hei, asta 12 îl păstrez eu. Așa, și cred că putem să-i dăm drumul. Du-te, să sperăm că intră bine. Hei, 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 ce smeltuiți? Oh, nu! Nu! Se smeltuiește poi. Oh my god, că o căzut o grămadă de chestii când am spart. Aoleu, bă, băiete. Voiam să văd dacă funcționează. Ia uite, bă, și rail-uri. Oh my god, bă, bine, e bun, e bun. Funcționează, asta voiam să știu. Ei, și hai să punem și fierul dacă tot îi. Și du-te, bă, nenică, bă, și fă acolo. Ia, toate trebuie să funcționeze. Da, toate sunt aprinse. Merge extraordinar, colpire, este un redstoner profesionist ca întotdeauna, după cum bine știți. Și cam atât a fost pentru episodul de astăzi, oameni buni, a fost un episod puțin mai lung, a apărut puțin mai târziu, dar măcar a fost puțin mai lung și ați văzut 5 prank-uri, nu 1, nu 2, nu 3, ci 5, ești nebun la cap și sper că v-a plăcut fiecare prank. La unii a fost mai light, la unii a fost mai... o lipsit puțin creativitatea, dar măcar la puf a ieșit șmecher. Și la Blushman, mi-a plăcut și la Blushman. Și sunt sigur că l-am enervat și pe Dani. Da. Despre Cosma și Deme, am încercat eu ceva acolo să nu-i las așa nepedepsiți. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să lăsați un like, un subscribe dacă n-ai făcut-o până acum și bineînțeles poți să activezi și clopoțelul cu notificări. Și dacă vrei să mă susții puțin mai mult, poți să devii membru al canalului sau să-ți cumperi jocuri de pe G2A cu linkul din descriere. Sau dacă vrei să-ți iei vreodată ceva de pe PC Garage, vezi că ai și un cod de reducere în descriere. Deci, da. Dacă vrei, poți să-l folosești și eu aș aprecia foarte mult. Și v-am lăsat, oameni buni. Ne vedem data viitoare cu un nou episod. By the way, am postat un top foarte șmecher, deci puteți să vă uitați și pe topul ăla. Mamă, am postat o grămadă de chestii mișto. Nu uitați să verificați și alte episoade. Eu v-am lăsat și ne vedem data viitoare, oameni buni. La revedere! A, da? Serios? Serios? Pe bune? Acum te-ai gândit? A, da, boys, și uitați-vă și la celălalt haiduci să vedeți reacțiile. What the fuck? Cât sunt din ăștia, bă? Sunt invadat, boys.